Bine că am regăsit la o nouă lecție de gramatică. Astăzi vom discuta despre circumstanțiala de scop. Materialul următor are în vedere elemente despre circumstanțiala de scop, adică termenii regenți și surse pentru recapitularea circumstanțialei de scop. De asemenea, vom construi și o frază care are o circumstanțială de scop în componență. Așadar, să nu uităm că o circumstanțială de scop este de fapt o realizare propozițională a, bineînțeles, circumstanțialului de scop. Și trebuie să știm că răspunde la întrebările cu ce scop și în ce scop. Termenii regenți, așa cum probabil știi, sunt de obicei verbul sau locuțiunea verbală și în exemplul alăturat ai câteva exemple de propoziții circumstanțiale de scop cu regent, verb sau locuțiune verbală. Surse pentru recapitularea circumstanțialei de scop găsește aici, pe site-ul. Dacă scanezi primul cod QR, vei găsi adresa unui site, iar aici vei găsi direct lecția despre circumstanțiala de scop. Dar hai să trecem la treabă, să vedem cum construim o frază care are în componență o circumstanțială de scop. Întotdeauna ne gândim la un context. Aici ne gândim să adresăm un sfat, să scriem un sfat către colegi, da? Sub forma unei fraze, în care să am o propoziție principală și o subordonată circumstanțială de scop. Pasul 1 este să reții despre ceea ce trebuie să scrii, să-ți stabilești foarte clar termenul regent, să construiești o propoziție care include regentul ales de tine, să construiești subordonata și să nu uiți să verifici fraza. Vedem din nou contextul, da? Să scriem un sfat adresat colegilor. Primul pas este ideea, da? Să ții minte ideea. În cazul nostru, sfat adresat colegilor, da? Termenul 2. De fapt, pasul 2 este să aflu, să-mi stabilesc regentul. Da? Eu m-am gândit la o locuțiune verbală, deci ori verb, ori locuțiune verbală. M-am gândit să iau locuțiunea verbală a ține minte și să fie un sfat. Să fac propoziția, da? Voi face propoziția. Dragi colegi, țineți minte greșelile. Nu? Deocamdată, atât. Să fac subordonata. Așa, da? Am propoziția principală, o scriu din nou. Dragi colegi, țineți minte greșelile. Bun. Și să construiesc subordonata, introduc elementul, da, de relație ca să nu le mai repetați. Iată. Mergem la pasul 5. Verificarea. Să vedem. Am respectat pasul 1. Am scris un sfat adresat colegilor. Da, e sfatul scris către colegii mei. Chiar am și folosit sintagma dragi colegi. Bun, apoi am ales regentul, locuțiunea verbală. Am construit propoziția, da? Și am introdus subordonat.
Hai să vedem dacă și avem cele două propoziții. Am propoziția principală. Dragi colegi, țineți minte greșelile. 1. Ca să nu le mai repetați. 2. Elementul introductiv și, bineînțeles, cu ce scop. Țineți minte greșelile. Cu ce scop? Păi cu scopul de a nu le mai repeta. Cam așa se construiește, respectând pașii și fără grabă și cu multă, multă încredere. Dacă ai nevoie de exerciții suplimentare, iată aici câteva. Primul rând, unul dintre exerciții este legat de o informație pe care să o scrii despre un prieten, însă să folosești, să ai o frază în care să apară o circumstanțială de scop. Apoi, primești verbul a desena ca termen regent și tu să construiești o propoziție circumstanțială de scop. Apoi, primești propoziția regentă, colegii mei de clasă au plecat, și vei construi lângă ea o circumstanțială de scop. Pentru fraza următoare, ai propoziția, ca să nu ne fie teamă, da? Este, aș vrea să fie circumstanțială de scop, rămâne ca tu să construiești propoziția regentă. Mare atenție, pentru că această propoziție subordonată începe cu majusculă, da? Am și o virgulă aici, înseamnă că ea va fi pe prima poziție în frază, da? După ea vei așeza propoziția regentă. Dacă ai nevoie de informații suplimentare, iată bibliografia folosită în acest material. Îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc mult succes!